Viața lui Lazario de Tormes Lectura Cristina David Bine ați venit pe canalul Șoptesco Carte Vă doresc audiție plăcută Autorul presupus al lui Lazario de Tormes este Diego Hurtado de Mendoza Viața lui Lazario de Tormes, primul roman picaresc, a apărut fără indicație de autor în 1554 în trei ediții simultane, la Burgos, la Alcala și la Anvers. Se presupune că toate aceste trei ediții ar fi reeditări ale uneia mai vechi, ceea ce e sigur este că povestirea în forma în care ni s-a transmis nu este decât versiunea cultă a unei narațiuni populare circulând oral în epocă. Rupând cu tradiția romanului fantastic, cavaleresc și curtean, această primă povestire picarescă introduce în literatura spaniolă lumea reală, viața de toate zilele în toată goliciunea ei, necontrafăcută, văzută din perspectiva claselor exploatate. Din pricina atacurilor la adresa clerului, Lazario a fost prohibit în 1559 de către inchizitorul general Valdes Filip al II, Lea a cerut unui script de curte să suprime și să modifice unele pasaje, iar un anonim publică, un an după apariția cărții, o urmare apocrifă la prima parte a lui Lazario. Printr-un subtil raționament jezuitic, discreditarea criticii aduse clerului de prima parte a lui Lazario putea fi contracarată, editându-se o a doua parte, de asemenea, satirizând pe alocuri clerul, dar atât de împănată de episoade senzaționale, încât intenția satirică, rămâne pe al doilea plan. Așa se explică urmarea anonimă tipărită în 1555 la Anver de cercurile oficiale. Pornind de la concluzia stilului rapid, nervos și sobru, unii comentatori care vedeau în castitățile acestea influența unor scriitori ca anticul Lucian sau nordicul umanist Erasmus, au atribuit versiunea tipărită a acestei povestiri populare unui scriitor cult îmbibat de umanism cum era Diego Hurtado de Mendoza, mare feudal și demnitar sub Carol Quintul, la 1554, întors tocmai din misiunea diplomatică pe care o deținuse în Italia și dedicat de la această dată exclusiv literaturii. Pare de admis, deși nu avem documente precise și de altfel n-a fost singurul căruia i s-a atribuit celebra operă. În românește, Lazarilă din Torma a mai apărut într-o traducere greoaie făcută din franțuzește în secolul trecut. Viața lui Lazario de Tormes, partea 1 Așadar, aflați domniile voastre, mai întâi de toate, că pe mine mă cheamă Lazaro de Tormes, fiul al lui Tome Gonzales și al Antoniei Perez, de fel din Tehares, sat din Salamanca. Nașterea mea s-a întâmplat în vadul râului Tormes, din care cauză mi s-a dat porecla pe care o știți. Tatăl meu, iertel Dumnezeu, avea sarcina să supravegheze moara unei ferme de pe malul acestui râu și a fost morar acolo mai bine de 15 ani. Și maica mea însărcinată cu mine, rămânând într-o noapte la moară, o apucară durerile facerii și mă născu pe loc, încât pe drept pot spune că m-am născut în vadul râului. Fiind eu copil de opt ani, tatălui meu îi se puseră în spinare unele însângerări furișe în burta sacilor, aduși de cei care veneau la moară, pentru care, fu arestat, își mărturisi vina, nu tăgădui nimic și suferi toate caznele justiției. Trag nădejde că este printre cei pe care Evanghelia îi numește prea fericiți și care se odihnesc în Raiul lui Dumnezeu. Cam pe atunci începu să se strângă armata împotriva maurilor și tatăl meu, mazilit cum era din ținutul lui din pricina năpastei de care v-am istorisit, intră în rândurile ei ca scutier al unui cavaler, slujbă în care și muri alături de stăpânul său ca un servitor credincios ce era. Maică mea, văzându-se văduvă fără adăpost și fără sprijin, hotărâ să se acuieze pe lângă oameni buni, ca să ajungă ea însăși în rândul lor și, venind să se statornicească în oraș, închirie o căsuță și se apucă să gătească prânzul unor studenți spălând și rufele anumitor rândași de la grajdurile comendadorului Magdalenei. În acest chip, tot umblând ea pe la grajduri, ajunse să facă cunoștința unui negru dintre cei care îngrijau caii. Dânsul venea câteodată la noi acasă și nu pleca până dimineața, alte ori ne pomeneam cu el la poartă ziua în mare chipurile ca să cumpere ouă și întotdeauna intra în casă. La început nu-l puteam suferi și mi era chiar frică de el, văzându-l așa de negru și de necioplit. Dar de când băgai de seamă că odată cu venirea lui se îmbunătățiră și bucatele de pe masă, începui să-l iubesc pentru că aducea întotdeauna pâine, hălci de carne și iarna chiar lemnele cu care ne încălzeam. Astfel, tot stând el și vorbind cu noi, maică mea, îmi dărui un negrișor drăgălaș drept frate, pe care îl legănam și îl scăldam. Și mi-aduc aminte că, jucându-se într-o zi, tuciuriul meu de tată vitre cu el, cum prichindelul ne vedea pe maică mea și pe mine alb, iar pe el nu, se îndepărtă de harap cu frică, gemuindu se în poala mamei și l-arătă cu degetul strigând. Mamă, Uite măgăoia La care Maurul răspunse râzând. Fecior de curvă! Eu, cu toate că eram doar un copil, mi-am însemnat în minte vorba asta a frățiorului meu și mi-am spus câți ori fi pe lume care fug de alții pentru că nu se văd pe ei. Ceasul rău făcut să ajungă la urechile majordomului acelui comandador că Zaide așa l chema pe Maur, era în vorbă cu mama și cercetarea făcută scoase la iveală că Zaide fura mai mult de jumătate din ovăzul pe care îl primea pentru cai, pierzând pe deasupra, fără să știe cum, tărâțea, lemnele, prelatele, păturile și șabracele cailor. Și când nu putea face rost de altă învârteală ca să o ajute pe maică-mea să-mi crească frățiorul, scotea potcoavele cailor. Ce să ne mai minunăm, deci, de un cleric sau de un călugăr care fură cel din tâi dintre ale săracilor și cel de-al doilea dintre ale mănăstirii, pentru a da drept credincioaselor lor și pentru a ajuta la atâtea altele, când până și unui biet sclav dragostea îi dă ghes la rele se dovedi împotriva lui tot ce spun și altele pe deasupra, pentru că eu fui supus unui interogatoriu sub amenințări și, copil fiind, de frică răspundeam, dând pe față tot ce știam despre anumite fiare vechi pe care fusesem trimis de maică-mea să le vând unui potcovar. Pe nefericitul meu de tată vitreg îl biciuiră și îl unseră cu smoală, iar maică-mi îi puseră o preliște, sub pedeapsa celor 100 de ciomege la scară, să nu intre niciodată în casa sus zisului comendador, nici să-l primească în trasa pe eticălosul de zaide. Ca să nu-și aprindă paie în cap, sărmana își dădu toată osteneala să se supună sentinței și, pentru ca să înlăture primejdia și să se pună la adăpost de gurile rele, se mută și intră servitoare la hanul din Solana, slujind mușterii și răbdându-le toate grosolăniile numai ca să-l poată hrăni pe frățiorul meu, până ce-l va vedea mergând pe picioarele lui. Cât despre mine, care eram un flăcăiaș în toată legea, puteam cumpăra vin și lumânări sau altele, după care mă trimiteau cei ce trăgeau la Han. În vremea asta la Han trăsese un orb căruia, apărându-i se că eu aș fi tocmai ceea ce-i trebuia, mă ceru mamei și ea mă încredință lui, spunându-i că sunt feciorul unui om de ispravă, care căzuse spre lauda credinței în bătălia de la Jelve și că ea trăgea nădejde că nu voi ieși cu ajutorul lui Dumnezeu mai rău decât taică miu și îl ruga să se poarte bine cu mine și să mai aibă în grijă căci eram orfan. Notă. Jelve, aluzie la înfrângerea suferită în 1511 de Ferdinand Catolicul pe insula Jelve în războiul împotriva musulmanilor din Africa de Nord pentru distrugerea bazelor militare de coastă ale acestora. Am încheiat nota. El răspunse că așa va face și că nu mă va lua la el ca servitor, ci ca fiu adevărat și astfel începui să-l slujesc și să-l conduc pe noul și bătrânul meu stăpân. Stăturăm câteva zile în Salamanca, dar stăpânul meu, părându-i se câștigulă departe de a fi mulțumitor, Hotărât să plece și când furăm gata de plecare, mă dusei să-mi văd mama și, plângând amândoi, i am de te binecuvântarea zicând. Fiule, știu că n-am să te mai văd. Ai grijă să fii om cum se cade și Dumnezeu să te călăuzească. Eu te-am crescut și la bun stăpân te-am dat. De aici încolo, descurcă-te singur. Mă întorsei deci la stăpânul meu, care mă aștepta nerăbdător. Ieșirăm din Salamanca și, ajungând la pod, zări acolo un animal de piatră, cioplit cam în chip de taur. Orbul mă puse să mă urc lângă dobitoc și, odată cocoțat acolo, îmi spuse Lezaro, lipește-ți urechea de acest taur, să auzi ce zgomot mare e înăuntru. Eu îl ascultai în tocmai de bună credință și el, când simți că îmi lipisem capul de piatră, ridică deodată mâna și mă îmbrânci vârtos în diavolul de taur, că mai bine de trei zile mă ținură durerile de cap și îmi zise, prostănacule, află că sluga unui orb trebuie să știe mai multe decât dracul. Și făcu haz nespus de această glumă. Mi se păru că în momentul acela mă trezesc din nevinovăția în care, copil cum eram, încă mă legănam. Îmi spuse ei în mine, are dreptate, zău, musai să casc ochii și să judec, pentru că sunt singur și trebuie să-mi dau socoteală, în ce fel mă pot descurca. Pur ce să așadar la drum și în câteva zile numai mă învăță tertipurile meseriei și cum mă găsi băiatisteți, futare bucuros și-mi spuse, eu aur sau argint nu-ți pot da, dar sfaturi cum să trăiești cu duiumul. Așa se întâmplă că, după Dumnezeu, el fu cel care îmi dete viață și, orb fiind, mă lumină și mă îndrumă în lupta pentru trai. N-am să vă înșir domniilor voastre toate aceste nevinovate chițibușuri, ca să arăt de câtă virtute trebuia să dea dovadă oamenii de jos și de cât viciu cei de sus pentru a se lăsa în înjosiți. Așadar, întorcându-mă la bietul meu orb și povestindu-vă despre el, trebuie să știți domniile voastre că, de când a făcut Dumnezeu lumea, n-a plăsmuit vreunul mai hâtru și mai viclean. În meseria lui era un vultur. Știa pe de rost o sută și mai bine de rugăciuni, avea un ton grav potolit și foarte sonor, care făcea să răsune biserica unde cerșea, o mutră umilă și pioasă pe care și-o stăpunea cu multă demnitate, fără să facă schime și strâmbături din ochi și din gură, cum obișnuiesc alții. În afară de aceasta, cunoștea mii de alte feluri și chipuri de a stoarce bani. Se lăuda că știe rugăciuni pentru multe și felurite nevoi, pentru femeile sterpe, pentru cele însărcinate, pentru cele părăsite de bărbat, ca să li se întoarcă acasă. Prorocea femeilor gravide dacă vor naște fată sau băiat, în materie de medicină spunea că Galenus nu știuse nici jumătate din câte știe el despre durerile de dinți, leșinuri și lepădări. În sfârșit n-a nimeni să-i spună că suferă de ceva că pe dată îi răspundea, fă așa sau fă al milteri, culege cu tare iarbă, mănâncă cu tare rădăcină. Cu asta atrăgea pe multă lume și mai ales pe femei care credeau tot ce le spunea. De la ele storcea câștigurile cele mai grase, cum ește șugurile, despre care vă spun, și câștiga într-o lună mai mult decât o sută de ori într-un an. Dar cu toate astea aș vrea să știți, domniile voastre, că, deși agonisea și avea atâtea, n-am văzut niciodată un om într-atât de zgârcit și de cărpănos, încât să mă lase să mor de foame, iar lui să nu-și îngăduie niciodată măcar puținul de care avea nevoie. Nu vă spun decât adevărul și, dacă nu m-aș fi priceput să-i vin de ha cu vicleșugul și cu meșteșugitele mele tertipuri, de -o mie de ori m-aș fi sfârșit de foame. Căci, cu toată priceperea și neîncrederea lui, miți-l îmbrobodeam în așa chip încât întotdeauna sau de cele mai multe ori îmi cădea în gheară bucata cea mai mare și mai grasă. Pentru asta îi jucam cele mai îndrăcite feste, din care vă voi povesti câte unele, deși nu din toate am ieșit bazma curată. El purta pâinea și toate celelalte într-o desagă de pânză închisă la gură cu un inel de fier care avea la cât și cheie iar când punea sau scotea câte ceva, o făcea cu atâta fereală și printr-o deschizătură așa de mică încât lumea întreagă să fi fost în preajmă nu i-ar fi smuls măcar o firimitură. Cât despre mine, înhățam coaja de pâine pe care mi-o dădea înghițind-o în mai puțin de două împucături, Crezându-mă prins de alte îndelidniciri, el închidea de saga și încuia lacătul, dar eu găseam chipul de a descoase nițel, un colț al sacului și de alcoase la loc, lăsând să sângereze pântecul boccelei cărpănoase, scoțându-i nu numai o grămadă de pâine, ci luând pe alese și bucăți de șuncă friptă și cârnați, și în felul ăsta prindeam totdeauna prilejul nimerit, dacă nu să-i plătesc în întregime polița, cel puțin să-l lipsesc de o parte din bunătățile de care hapsânul de orb voia să mă lipsească pe mine. Tot ceea ce izbuteam să fur și să pun deoparte, schimbam apoi în arginți pe jumătate de pol, iar când i se dădea pomană un pol, cum era el lipsit de vedere, nici nu apuca bine să întindă mâna după ban, că eu mil și azvârleam în gură, lăsând să cadă în locul lui jumătatea de pol dinainte pregătită și oricât de repede ar fi întins mâna, banul trecut prin vama mea își pierdea jumătate din preț. Se văita el orbul câteodată, pentru că pe loc simțea la pipăit că nu era un pol întreg și zicea. Ce dracu o mai fi și asta! De când ești cu mine, nu mi se mai dau de pomană decât jumătăți de pol, în vreme ce altădată primeam numai poli întregi și chiar cât un maravedi. Tu cred că mi-i porți nenoroc! Notă, maravedi, monedă spaniolă. Am încheiat nota. Uneori își scurta cerșitul, lăsând la jumătate rugăciunea începută, pentru că îmi ceruse ca atunci când cel care îi dăduse de pomană se îndepărta să-l trag de poala hainei. Așa și făcea și, pe loc, el își schimba sunetul glasului, spunând Cereți-mi oameni buni să spun pentru voi orice rugăciuni vă sunt de trebuință, așa cum obișnuiesc să cânte orbi.” Lazario intră în serviciul unui preot. A doua zi, pentru că nu mă mai credeam în siguranța acolo, mă duse într-un sat căruia i se spunea Macheda, unde păcatele mele mă puseră față în față cu un preot, de care, apropiindu-mă să-i cer de pomană, mă văzui întrebat dacă a ști să-l ajut la liturgie. Îi răspunsei că da, cum era și adevărat, pentru că, deși mă chinuise în fel și chip, păcătosul de orb mă învățase mii de lucruri bune, printre care și aceasta. În sfârșit, popa mă luă la el. Căzusem din lac în puț, pentru că orbul, cu toată zgârcenia lui, despre care v-am povestit, era față de cleric un fel de Alexandru Macedon. N-am să vă spun decât doar că toată avariția pământului era întruchipată în acest popă, nu știu dacă din naștere sau dacă o îmbrăcase odată cu sutana preoțească. Acasă avea un cufăr vechi, zăvorât a cărui cheie o purta totdeauna la el, prinsă cu o agrafă de anteriu. Când aducea pitacii și colacii de la biserică, cel din tâi lucru pe care îl făcea era să-i pună cu mâna lui în cufăr pe care îl fereca și îl pecetluia din nou ca pe un mormânt, încât în toată casa nu se mai găsea nimic de mâncare așa cum se obișnuiește să se găsească în altele. Vreo pastramă atârnată de horn, vreun caș în mijlocul mesei sau un dulap, vreun coșuleț cu câteva bucăți de pâine rămase de la prânz, care mi-ar fi dezmierdat privirile chiar dacă nu le-aș fi mâncat. Tot ce se găsea într-o despărțitură a podului sub cheie era o funie de ceapă. Din ea îmi smulgeam eu tainul, câte o pereche de cepe la patru zile, iar când îi ceream cheia ca să mă duc să le iau, dacă era cineva de față, ducea mâna la buzunar și cu mare dărnicie o dezlega și mi-o da zicând. Ia-o și dă-mi-o repede îndărăt și nu te gândi tot timpul numai să te îndopi ca și cum sub cheia aceea s-ar fi aflat toate trufandalele Valenției, în vreme ce încămara de care vorbesc nu era altceva, cum am mai spus, decât blestemata funie de ceapă atârnată de o grindă. Ținea așa de bine socotea la cepelor că, dacă m-ar fi împins păcatul să mă lăcomesc la mai mult decât mi se cuvenea, ar fi fost vai de pielea mea. Într-un cuvânt mă topeam de foame dar dacă era cu mine așa de nemilos, avea în schimb o mie de duioși pentru sine. Cinci ocale de carne pe zi, la prânz și seara, erau tainul lui. E adevărat că își împărțea cu mine atât ciorba cât și carnea, din care mi-arunca o îmbucătură cât albul ochilor, pe o coajă de pâine, unde era norocul să le fi făcut pe din două. Sâmbăta, când se mânca în ținutul acela căpățând de vită, mă trimitea să cumpăr una care nu costa mai mult de trei maravedises, o fierbea, își alegea ochii și limba, creierul și bulbul, ca și carnea de pe fălci, apoi îmi dădea mie toate oasele gata supte și, întinzându-mi le într-o strachină, zicea, Ia și mănâncă, bucură-te că a ta e lumea, o duci mai bine decât papa, Dați-ar Dumnezeu tot de-astea, mormăiam eu printre dinți. După trei săptămâni de slujbă ajunsesem așa de slab încât nu mă mai puteam ține pe picioare de foame, m-aș fi văzut pășind spre mormânt dacă Dumnezeu și iscusința mea nu m-ar fi oprit. Să mă folosesc de tertipurile mele nu era chip pentru că nu aveam prilejul și chiar dacă l-aș fi avut pe popă nu-l puteam fura de sub ochi cum îi făceam orbului, iertă-l Dumnezeu, care oricât ar fi fost el deșiret, fiind lipsit de neprețuitul dar al vederii, nu mă simțea, pe câtă vreme nu cred să mai fie pe lume cineva care să aibă văzul atât de pătrunzător ca popa. Când umblam cu talgerul prin biserică, nu cădea vreodată un bănuț pe care să nu și-l fi însemnat în minte. Cu un ochi se uita la poporeni și cu altul la mâinile mele. Îi jucau ochii în cap ca argintul viu, ținea socoteală de toate băncuțele câte îi se dădeau și când mă întorceam cu talgerul, mi-l lua numai decât și-l punea pe altar. N-am fost în stare să-i șterpelesc nici măcar o para tot timpul cât am trăit sau mai curând cât am tras să mor pe lângă el. Din pivniță nu i-am scos niciodată o ulcea de vin pentru că îl păstra în cufăr, la îndemână, pe cel primit la pomeni și îl drămuia în așa fel încât să țină până duminica viitoare, ca să-și ascundă zgârcenia, îmi spunea. Bagă de seamă, băiete, slujitorii domnului trebuie să fie foarte cumpătați la mâncare și băutură. În privința asta nu mă iau după alți preoți. Dar cărpănosul mințea cu nerușinare, pentru că la praznice și pomeni, unde era chemat să slujească, se îndopa ca un lup și bea mai vârtos decât un călugăr. Și pentru că veni vorba de pomeni și parastase, Dumnezeu să mă ierte că nu m-am știut niciodată până atunci dușman al neamului omenesc, dar pentru că la asemenea prilejuri mâncam zdravă și mă săturam, doream și chiar mă rugam lui Dumnezeu să-mi cheme la el în fiecare zi câte un semen. Iar când îi ungeam cu Sfântul Mir pe bolnav, mai cu seamă pe cei care erau pe patul de moarte, din toți câți erau de față, vă asigur că nu eu eram cel mai puțin zelos în rugăciuni și că mă rugam de Dumnezeu din toată inima și cu toată căldura sufletului să nu-i facă parte de sănătate, cum se spune obișnuit, ci să-l treacă în lumea cealaltă, și când vreunul din aceștia se înzdravenea, iertem Dumnezeu păcatele, îl dădeam dracului de o mie de ori, pe când cel care murea afla pe buzele mele tot atâtea binecuvântări. Atât timp cât i-am slujit popii, să tot fi fost vreo șase luni, n-au murit decât vreo douăzeci pe care, cred că eu i-am omorât sau, mai bine zis, au murit la rugăciunile mele. Pentru că Dumnezeu, văzând că mă paște o moarte groaznică, a găsit cu cale să-i omoare pe ei ca să-mi dea zile mie. Dar leac pentru suferința mea tot nu aflam căci dacă puteam trăi în zilele în care îngropam pe câte unul, cu atât mai vârtos simțeam foamea de îndată ce eram din nou ținut la post în zilele celelalte, când nu era niciun mort, tocmai pentru că mă obișnuisem să fiu sătul. Astfel încât nu aflam nicăieri ușurare în afară de moarte pe care uneori o doream pentru mine, așa cum o dorisem și pentru alții, dar nu izbutisem să ajung la ea niciodată, cu toate că veșnic era în mine. De multe ori mă gândeam să plec de la acel stăpân mic la suflet, dar două lucruri mă opreau. Mai întâi că nu mă mai puteam ține pe picioare, adică de teama slăbiciunii care mi se trăgea din necontenita mea în în al doilea rând, pentru că socoteam în sine mea și îmi ziceam, am avut doi stăpâni. Primul mă ținea mai mult mort de foame, iar de când am dat de al doilea, am pus un picior în groapă. Dacă plec și de la ăsta și dau de altul și mai rău, mor de-a binele. Din tratare pricină nu îndrăzneam să plec pentru că eram încredințat că de fiecare dată aveam să găsesc stăpân din ce în ce mai răi și dacă mai scoboram o treaptă, numele lui Lazaro nu s-ar mai fi pomenit pe lumea asta și nici domniile voastre, n-ați mai fi avut cum auzi de el. Eram într-atât de nenorocit și rost de atâta suferință, încât mă rog de Dumnezeu să ferească pe orice creștin credincios de așa viață, că mereu din lac în puț și nu mai știam ce cale să apuc. Cum a intrat Lazaro în serviciul unui scutier și câte a tras alături de el. Nu-mi rămânea altceva de făcut decât să-mi înfrâng slăbiciunea și, puțin câte puțin, cu ajutorul oamenilor buni, mă pomeni în această cetate strălucită numită Toledo, unde, cu mila lui Dumnezeu, în două săptămâni rana mi se închise. Dar dacă pe vremea când arătam rău mi se dădea totdeauna câte ceva de pomană, de îndată ce m-am mai îndrăvenit, toți îmi ziceau, tu, haimana și derbedeu ce ești, caută ceva de lucru, caută-ți un stăpân. Unde n să-l găsesc, întrebam eu în sine mea, dacă Dumnezeu, de când a făcut lumea și până acum, nu l-a zămislit încă? Tot mergând eu așa și tot cerșind din poartă în poartă, fără prea mare folos, pentru că în ziua de astăzi milostenia s-a înălțat la cer, îmi scoase Dumnezeu în cale un scutier care se plimba pe drum, cu pas cadențat și țanțoș îmbrăcat după cuvință și bine pieptănat. Se uită la mine și eu la el și îmi spuse. Cauți stăpân băiete? Da, înălțimea voastră, îi răspunsei. Atunci vină la mine, îmi spuse. A avut Dumnezeu milă de tine că mi te-a scos în cale. Trebuie că ți-a ascultat rugăciunea de dimineață. Îl urmai, blagoslovindu-l pe Dumnezeu pentru tot ce auzisem, cu atât mai mult, cu cât după haină și port, omul acesta mi se părea a fi tocmai ce-mi trebuia mie. Era dimineață de vreme când mă întâlni cu acest al treilea stăpân al meu. Mă purtă după el prin tot orașul, trecurăm prin piețele unde se vinde pâine și dale mâncării. Și eu mă gândeam și chiar doream să-l aud spunându-mi să-i port cumpărăturile, pentru că era tocmai pe la ora când oamenii își fac de obicei rost de cele trebuincioase gurii. Dar el trecea printre movilele de bunătăți, întinzând pasul și mai țanțoși. De bună seamă nu mulțumește marfa pe care o vede, îmi ziceam eu, și vrea să cumpărăm din altă parte merseram astfel până ce bătu 11. Atunci intră în catedrală și eu după el. Îl văzui ascultând cu multă evlavie liturgia și celelalte slujbe până la capăt, când se goli biserica și când odată cu lumea ieșirăm și noi. Cu pas întins o luarăm pe un drum care cobora. Eu mergeam aproape zburând, bucuros nevoie mare, văzând că stăpânul meu nu-și bătea capul să caute de mâncare. Socoteam că trebuie să fie om, nu glumă, din acela care își cumpără cu toptanul din toate, și că mâncarea îl aștepta acasă gata, pregătită, întocmai cum o dorisem eu și cum îi simțeam nevoia. În vremea asta ceasul bătu unu după miezul nopții, și ajunserăm la o casă în fața căreia stăpânul meu se opri, și eu făcui la fel, apoi. Zvârlindu-și pulpana pelerinei peste umărul stâng, scoase din mânecă o cheie și descuie poarta. Intra în într-un coridor atât de întunecos și de lugubru, că si se făcea frică numai cât intrai, cu toate că dincolo de el era un patio frumușel și camere ca lumea. Notă, patio, curte interioară dreptunghiulară, frumos pietruită, cuprinsă între zidurile aceleiași case. Este o caracteristică a caselor din Spania. Adeseori, patioul este singura sursă de lumină a camerelor, cât mai puțin deschise spre stradă. Am încheiat nota. De îndată ce fură mână un scoase pelerina, apoi, după ce mă întrebă dacă eram curat pe mâini, o scuturarăm și împăturirăm și, deschizând un tron de piatră care se afla acolo, o a în el. După asta, așezându-se deasupra, mă descusu de a fir în păr de unde eram și cum ajunsesem în cetatea aceea. Eu îi povesti mai mult decât îmi cerea, deși la ora aceea mi se părea mai potrivit să pun masa și să iau oalele de pe foc decât să răspund la întrebări. Cu toate acestea îi satisfăcui curiozitatea mințind cât putea mai frumos, spunând ceea ce mi se părea de bine și trecând celelalte sub tăcere, pentru că nu țineam să-mi dau arama pe față. Cel din tâi prânz cu scutierul după ce sfârșit de povestit, el rămase pe gânduri și înțelese pe loc că nu era bună de vreme ce se făcuse aproape două, dar nu-l vedea mai grăbit să mănânce decât ar fi fost un mort. Pe lângă toate astea mă gândeam și la poarta încuiată cu cheia, la casa în care nu se auzeau nici sus, nici jos pași de om, tot ce văzusem erau numai pereți și nu era nici pomeneală de scaune, de butuci, de bănci sau de masă, necum de vreun cufăr ca acela de altă dată. Într-un cuvânt, ca casa părea pustie. Și cum stătea așa, mă întreabă. Tu, băiete, ai mâncat?" Nu, senior," îi răspunse eu, că nu era nici opt când m-am întâlnit cu luminăția voastră." Eu am bucat ceva, dis de dimineață, și când mi se întâmplă una ca asta, trebuie să știi că până seara nu mai am chef de nimic. Așadar, fă și tu ce știi, și pe urmă omcina. Credeți-mă, domniile voastre, că numai cât n-am căzut din picioare auzindu-l și nu atât de foame cât pentru că îmi dădeam seama încă o dată că soarta am e cu totul și cu totul vitregă. Îmi veniră în minte din nou toate caznele mele trecute și începui să-mi plâng păcatele. Mi-a dusei aminte de socotelile pe care le făceam când mă gândeam să plec de la preot, când îmi spuneam că... Dacă acela era mic la suflet și câinos, întâmplarea m-ar putea face să dau peste altul și mai și. În sfârșit, plânsei pentru toată chinuita mea viață trecută și pentru apropiata moarte viitoare. Cu toate astea, prefăcându-mă cât putea mai bine, îi spusei: Stăpâne, eu sunt un băiat care pune puțin preț pe mâncare, slavă Domnului! Cu asta m-aș putea lăuda între toți cei de teapa mea și pentru asta au ținut la mine până astăzi toți stăpânii pe care i-am slujit. Mare virtute făcu el! Simt că pentru asta am să te îndrăgesc și mai mult, pentru că giftuirea nu șa de bine decât porcilor, iar oamenii cum se cade trebuie să mănânce după cuviință. Văd eu unde bați, spuse în gând. Luați ar dracu înțelepciunea și bunătatea, la oaltă cu toți foștii mei stăpâni de care pomeneam, pomeni ar foamea. Mă așezai lângă stâlpul porții și scosei din sân câteva bucăți de pâine pe care mi le dăduseră de pomană oamenii lui Dumnezeu. Văzând el asta, am spuse, Vină cu a băiete, ce mănânci? Mă apropiai de el și arătai pâinea. Mă pomeni că își facă un codru din trei câte erau pe cel mai bun și mai mare și îmi spune, Pe viața mea, bună trebuie să mai fie pâinea asta, cum n să fie bună?" răspunse eu. Ba da, zău că e bună," făcu el. De unde o ai? O fi fost frământată cu mâinile curate?" N-am de unde știi," îi întorse eu vorba, dar mie nu-mi face greață nici așa." Dea Dumnezeu să fi fost curate," zise bietul stăpână meu, și, ducând pâinea la gură, început să-mi fulece din ea în bucături uriașe, așa cum făceam și eu cu ce mai rămăsese. Pustoasă pâine, zise, pe Dumnezeul meu. Când mă dumirii eu care era buba și de care picior șchioapătă, începui să dau bici măselelor, pentru că după pofta pe care o arăta, înțelesei că dacă ar fi sfârșit înaintea mea, ar fi fost gata să-mi dea ajutor și la bucata care mai rămăsese, așa că terminară amândoi deodată începu să-și scuture cu mâna puținele și măruntele firimituri care îi căzuseră pe piept și, intrând într-o cămăruță alăturată, se întoarse cu un ulcior hârbuit și cu gâtul spart și, după ce bău din el, mă îmbie și pe mine. Eu, ca să fac pe cumpătatul, spusei, nu beau niciodată vin, stăpâne. Ia apă, îmi răspunse el, poți să bei liniștit, atunci pusei mâna pe ulcior și băui, dar nu mult, pentru că nu de băut îmi ardea mie. Cum a intrat Lazario? În slujba unui frate din tagma călugărilor mântuirii, apoi la unul care vindea indulgențe și câte a avut de învățat alături de el. Am fost nevoit să-mi caut un al patrulea stăpân și acesta a un frate din tagma călugărilor mântuirii, la care mă îndrumară niște vecine miloase ca la unul ce le era rudă bună. Declarase război mănăstirii și vieții de chilie și murea să vânture lumea și îndrăgise atât cele lumești încât cred că rupea cu hoinărelile lui mai multe epingele decât toată mănăstirea. El îmi dădu cele din tâi sandale pe care le-am rupt în viața mea și care nu mă ținură mai mult de opt zile. Nici eu nu fui în stare să îndur mai multă vreme atâta trepădătură cât mi se cerea. Din pricina aceasta și pentru alte multe lucrușoare, pe care nu vi le mai povestesc, fugi de la dânsul. Spre nenorocirea mea dădui de un al cincilea stăpân un călugăr care vindea indulgențe cel mai fără de obraz și mai mare falsificator pe care l-am văzut în viața mea și cum nu cred și nici trag nădejde să mai văd vreodată, că știa să găsească fel și chipuri de născociri viclene. Notă, indulgențele se vindeau începând din timpul papei Leon al X-lea, credincioșilor care doreau să contribuie la înălțarea Bisericii Sfântului Petru din Roma. Călugării ofereau indulgențele în schimbul iertării păcatelor. Am încheiat nota. Intrând în satele în care trebuia să ducă bula papală, mai întâi și întâi avea grijă să le aducă plocon preoților, parohi și diaconilor, ca să le ungă ochii câte un flecușteț, fără de niciun preț și de niciun folos. Notă. Bula papală, decret prevăzut cu sigiliu special al papei, în cazul acesta decretul pentru acordarea indulgențelor. Am încheiat nota. Dacă era pe timpul lăptucilor, le dădea în dar câte o lăptucă de mursia, dacă nu câte un pereche de lămâi sau de portocale, un pepene galben, două-trei piersici și câteodată chiar perene cu culese de pe marginea drumului. În felul acesta își făcea ochi de cumătră, ca să nu-i pui bețe în roate arătându-se prielnici pentru negoțul lui. Prin ei convoca el credincioșii să cumpere bula, prin ei se informa cât de proști sunt, dacă vorbeau latinește bine, nu rostea nicio vorbă latinească ca să nu dea de bănuit, ci se folosea de o frumoasă și bine-întoarsă vorbire populară, limbă curgătoare și pe înțelesul tuturor. Iar dacă băga de seamă că acești clerici erau dintre cuvioșii care se au bine mai curând cu banii decât cu scripturile și cu catehismul, numai decât juca față de ei pe Sfântul Toma, vorbind două ore latinește sau cel puțin lăsând să se creadă că vorbește, cu toate că numai latinească nu era vorba lui. Când desfacerea bulelor nu mergea cu bine, căuta să și le vândă cu sila și pentru asta amenința poporul. Alteori folosea fel de fel de înșelătorii și tertipuri și pentru că aș lungi vorba prea mult, povestindu-vă toate pungășiile la care am fost martor, vă voi spune doar unul din aceste matrapaslăcuri plin de dibăcie și de haz, prin care vă voi dovedi toată iscusința lui. Într-un sat din Dioceza, Toledo, unde predicase două sau trei zile, dându-și toată osteneala, ca de obicei nimeni nu-i cumpărase bula și nici nu mi se părea că avea vreunul de gând să o ia. El era fiert de tot din pricina asta și tot gândindu-se cei de făcut, se hotărâ să adune toți poporenii a doua zi, dis de dimineață, ca să le împartă bula, iar seara, după ce mâncară, se așezară el și Alguazilul la un joc de cărți. Notă? Alguazil, un fel de polițai, numele de origine arabă al gazii. Războinicul, viteazul, s-a asimilat limbii spaniole ca foarte multe alte substantive, desemnând funcții militare sau administrative, începând toate cu articolul proclitic, al, alipit substantivului. Am încheiat nota. În timpul jocului ajunseră să răsă se înjure și să -și spună vorbe grele. El îl făcu pe Algoazil, Tâlhar și celălalt îl numi măsluitor. Drept urmare a acestor vorbe, stăpânul meu puse mâna pe o halebardă care stătea rezemată de poarta lângă care jucau. Alguazilul trase sabia cu care era încins. La zgomotul și strigătele pe care le scoteam noi toți din prejur, dă dură buzna vecinii și trecătorii punându-se între ei, iar ei, foarte plictisiți, căutau să se descotorosească de cei care se amestecară în ceartă, vrând cu tot din adinsul să se ucidă unul pe altul, dar cum hărmălaia atrăsese o mulțime de lume și se umpluse casa de oameni, Văzând ei că n-au cum încrucișa armele, își strigară vorbe de o cară. Algoazilul, mai ales urlând cât îl ținea gura că stăpânul meu era un falsificator și că bulele pe care le vindea erau plăsmuite. Până în cele din urmă, vieții oameni, văzând că nu-i chip să facă pace între ei, hotărâră să-l alunge pe Alguazil, scoțându-l din Vălmășac și să-l ducă a Iurea și astfel rămase stăpânul meu singur și scârbit foarte, iar după ce vecinii și oaspeții îl rugară să lase scârba la o parte și să se ducă la culcare, se culcară și toți făcurăm la fel. A doua zi dimineața stăpânul meu se duse la biserică și ceru să ia parte la liturghie și la predică pentru a împărți bula. Poporul care se adunase murmura pe șoptite despre bulă, spunând că era falsificată și că însuși alcoazilul înjurând dăduse faptul în vileag în așa chip încât celorlalți care din capul locului nu avuseseră prea multă tragere de inimă să o cumpere, le pieri cu totul cheful. Trimisul papei se urcă în Amvon, și și începu predica, îndemnând poporul să nu se lipsească de un bine atât de mare ca indulgențele pe care le purta întrânsa sfânta bulă. Și cum era întoiul predicii, iată că pe ușa bisericii intră algoazilul care, după ce făcu plecăciunea cuvenită spre altar, se ridică și cu un glas tare și răspicat începu a vorbi din inimă. Oameni buni, ascultați o vorbă numai și, după aceea, faceți cum vă tăia capul. M-am pomenit aci cu codoșul ăsta de cioclu care vă ține predică și care a căutat să mă momească cu jumătate din câștig, dacă închid ochii la negoțul lui scârbos. Atunci, ca să nu-mi spurg sufletul cu o treabă ca asta și să nu vă sporesc și vouă păcatele, căindu-mă eu foarte, vă declar răspicat că bulele pe care le predică și le vinde sunt false și că nu trebuie să le dați crezare, nici să le cumpărați, că eu n-am niciun amestec direct sau indirect în treaba asta și că de aci înainte mă spăl pe mâini și mă lepăd de orice răspundere. Și dacă vreodată ar fi să-l condamne cineva pentru măsluire, să-mi fiți toți bună mărturie, că n-am cu el nici înclin nici în mânec și că, departe de a-mi da vreun ajutor, caut să vă atrag luarea aminte, dându-l de gol în fața voastră și declarându-l răufăcător. Sfârșindu-și el cuvântarea, câțiva dintre oamenii cu vază care erau în biserică se ridicară să-l scoată afară pe alguazil, ca să nu dea loc unui scandal într-un asemenea locaș. Dar stăpânul meu l opri și cerut tuturor ca, sub pedapsă de excomunicare, să nu se atingă de el, ci din potrivă să-l lase să spună tot ce-i plăcea. Și de altfel el tăcuse tot timpul, cât algoazilul rostise cele pe care vi le-am înșirat. De îndată ce sfârși, stăpânul meu îl întrebă dacă mai dorea să adauge ceva la cele spuse. Algoazilul zise, M-am săturat până în gât să tot îndrug despre tine și despre matrapaz lăcurile tale, așa că mi ajunge. Trimisul Vaticanului se puse în genunchi în amvon, își împreună mâinile privi către cer și rosti. Doamne Dumnezeule, căruia nimic nu ți se poate ascunde dintre toate câte se fac pe pământ și căruia nimic nu ți este peste putință, a tot puternic cum ești, tu cunoști adevărul și știi că pe drept am fost înfruntat. Pe cel care mă opismuiește, eu îl iert pentru ca tu, Doamne, să mă ierți. Nu lua în seamă pe cel care nu știe ce face și ce spune, dar o cara care ți se face ție, te rog în genunchi și în numele dreptății îți cer să nu treci cu vederea ca nu cumva vreunul din cei ce sunt adunați aici și care ar fi voit să primească această sfântă bulă, să-și ia gândul de la această faptă, dând crezare vorbelor viclene ale acestui om. Și pentru că aceasta ar fi dăunător aproape lui, te rog eu, Doamne, să nu ascunzi adevărul, ci să faci pe loc o minune, ca să se vadă puterea ta și anume, dacă este adevărat ce spune el și dacă eu sunt un rău făcător și un fariseu, să se surpe amvonul acesta cu mine și să intre de șapte coți în pământ, de unde nici el, nici eu să nu mai ieșim vreodată la lumina zilei. Iar dacă este adevăr ceea ce grăiesc eu... Și dacă omul acesta minte, îmboldit de cel viclean, ca să-i lipsească pe cei ce sunt de față de binefacerile bulei, atunci pe loc să fie pedepsit pentru ca să fie cunoscută de toată lumea răutatea inimii lui. Nici n-apucase Flaviosul meu stăpân să-și sfârșească rugăciunea când oacheșul de alguazil se și prăvăli la pământ, izbindu-se de pardoseală cu atâta putere încât răsună toată biserica și începu a mugi și a face spume la gură, încolăcindu-se și a schimba fețe-fețe, schimonosindu-se, dând din mâini și din picioare, și zvârcolindu-se când pe o parte, când pe alta trântit la pământ cum era. Strigătele și larma celor din biserică erau atât de mari încât nu se auzeau unul pe altul, înspăimântați și tremurând unii ziceau. Dumnezeu ajută și îl sprijină, alții așa i-a trebuit pentru că a adus mărturie mincinoasă. În sfârșit, câțiva care erau mai prin preajmă, deși nu mi se păreau nici ei prea curajoși, se apropiară și la apucară de mâini, ca să nu mai împartă în dreapta și în stânga cum făcea pumn cu nemiluita. Alții îl trăgeau de picioare, dar cu multă fereală, căci nu cred să se afle pe lume ca târnă răvaș care să azvârle atât de iabraș din copite. Și îl ținura așa o bună bucată de vreme, mai mult de 15 oameni, stându-i în spinare, deși le căra la toți gheonți vârtoși în coaste și dacă nu băgau de seamă chiar peste bot. În timpul acesta, domnul și stăpânul meu stătea în amvon cu mâinile și cu privirile ridicate spre cer, transportat în esența divină, până într-atât încât strigătele și hărmălaia din biserică nu erau în stare să-l smulgă din cereasca lui contemplație. Notă, aluzie la terminologia pretențioasă a scriitorilor religioși, Secolul al XVI-lea spaniol a dezvoltat o literatură mistică foarte caracteristică. Am încheiat nota. Câțiva oameni de bine se apropiară de el și îndrăzniră să-l roage dând glas milei lor să se înduplece a ajuta pe sărmanul muribund și să nu ia în seamă clevetirile lui și cele ce se petrecuseră, căci era destul de pedepsit pentru ele, ci din potrivă, dacă putea cumva să mijlocească să-l mântuie de chinurile și primejdia prin care trecea. Îl rugau să o facă în numele Domnului, căci acum se vedea limpede vinovăția păcătosului și dreptatea în bunătatea Sfinției sale pentru că, după cererea sa, domnul îl răzbunase și nu pregetase să arunce asupra vinovatului pedeapsa meritată. Trimisul papei, ca unul ce se deșteptă dintr-o dulce visare, îl privi pierdut și tot așa privi la vinovat și la toți cei care se aflau în jur, apoi le spuse cu glas căzut și răspicat. Oameni buni nu trebuie niciodată, să vi se moaie inima pentru un păcătos pe care Dumnezeu l-a înfierat atât de vădit cu semnul osândei. Dar cum tot el ne cere să nu răspundem răului cu rău și să iertăm greșiților noștri, îl putem ruga cu încredere să îndeplinească ceea ce ne cere și, după mare mila lui, să ierte acestuia păcatele sale și să îi le răscumpere într-o sfânta credință, să îngenunchem toți rugându-l. Și astfel coborâ din Amvon, recomandându-le să roage cu toată Evlavia pe bunul Dumnezeu să afle la el iertare păcătosul de Algoazil, redându-i mințile și judecata teafără și gonind demonul căruia a tot bunătatea sa, îi îngăduise să pună stăpânire pe el, pedepsindu-l pentru păcatul său strigător la cer. Se așezară cu toții în genunchi în fața altarului cu clericii în frunte și începură să cânte cu voce joasă o litanie, după care, venind cu crucea și aghiazma, stăpânul meu își ridică din nou mâinile la cer, la fel și ochii, din care nu se mai vedea decât albul, și începu o rugăciune pe cât de lungă, pe atât de fierbinte, care făcu pe toată lumea să plângă, așa cum știu predicatorii iscusiți să înduioșeze o adunare pioasă prin vorbe înflăcărate, rugând pe bunul Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui, ca acest stăpânit de diavol și osândit păcatului și morții, să fie vrednic de iertare, de viață și însănătoșire, ca să se poată pocăi și să-și mărturisească păcatele. Spunând acestea, ceru să-i se aducă bula și, -și o lipi pe frunte și pe loc păcătosul de Algoazil, început să-și vină în fire puțin câte puțin și să se simtă mai bine. Și îndată ce-și reveni cu totul în simțiri, se provoli la picioarele sfântului trimis și cerându-i iertare, mărturisi că spusese tot ce spusese din îndemn diavolesc. Mai întâi ca să-i facă lui rău și să se răzbune pentru seara trecută când se certaseră, în al doilea rând și mai cu osebire, pentru că satanei nu-i venea la socoteală binele care s-ar fi săvârșit aici prin împărțirea bulei. Stăpânul meu îl iertă și se împăcară, iar lumea se arătă atât de grăbită să cumpere bula, încât nu rămase suflet de om în sat să nu aibă bărbat și soție, fi și fiice, slujnice și argați. Vestea celor întâmplate se răspândi în satele vecine și când ajungeam în vreunul din ele, nu mai era nevoie nici să predice, nici să meargă la biserică, pentru că nici n-apuca să intre bine în sat și oamenii se și îngrămădeau să-i smulgă bula din mâini, cum se smulge pâinea caldă la pomană. În timpul acesta, în 10 sau 12 sate din împrejurim, prin care cu trei rară, stăpânul meu vându tot atâtea mii de pergamente, fără să se ostenească măcar a ține vreo predică. În ce mă privește, mărturisesc că minunea aceea m-a umplut de spaimă și am crezut de o potrivă, cu atâția alții, că era adevărată, dar văzând mai apoi hazul pe care stăpânul meu și algoazilul îl făceau de toată mascarada asta, și râsetele lor bat jocoritoare, îmi dădui seama că până și eu fusesem tras pe sfoară de iscusitul sforar, care era stăpânul meu. Dar cu toate că pricepuse miracolul de frica a vicleanului meu stăpân, nu l-am dat în vileac față de nimeni, nici nu-mi scapă vreodată din gură, vreun cuvințel despre asta pentru că mă leagă cu jurământ să nu crâcnesc nimic despre minune și așa făcui până în ziua de astăzi. Și cu toate că eram tinerel de tot, a scăzut mult în ochii mei și îl judecam în gând spunându-mi, Câte dintre acestea vor fi punând la cale acești șarlatani pe socoteala vieților oameni încrezători? În sfârșit rămusei alături de acest al cincilea stăpân al meu vreo patru luni, în care n-am fost cu totul scutit de neplăceri, cu toate că îmi dădea să mănânc bine pe socoteala parohilor și a celorlalți clerici printre poporenii cărora colinda predicând. Lazario, ucenic de zugrav, negustor de apă, ajutor de alguazil, crainic de mezate, etc. După ce fugi de la călugări, intra în slujba unui meșter zugrav de firme ca să-i amestec vopserile și îndurai fel de fel de rele și din partea lui, cum mă făcusem între timp destul de mărișor, într-o zi, intrând în catedrala unde stăpânul meu picta o inscripție, unul din preoții de acolo mă angajat la el și îmi dădu în primire un măgar, patru burdufuri și un bici, cu care începui să car apă prin oraș. A fost prima treaptă pe care o urcai în viața mea mergând spre traiul bun, fiindcă mă mulțumeam cu puțin. Dădeam în fiecare zi feței bisericești la care eram slugă, cei 30 de maravedises, câștigați de mine, iar sâmbetele mi opream tot câștigul, ca și tot ce trecea de 30 de maravedises, din celelalte zile ale săptămânii. Îmi merse atât de bine în această slujbă, încât la capătul celor patru ani cât a ținut, reuși din ce pusesem deoparte să mă îmbrac foarte onorabil, cu un surtuc luat de la atelali, cu o cămașă roasă și ruptă în coate și o pelerină hărtănită la care adăugai o spadă străveche de pe vremea țidului. De îndată ce mă văzui însolit și în rând cu lumea, îi adusei la cunoștință stăpânului meu că nu mai avea în chef să slujesc ca vânzător de apă și dădui măgarul în primire. Despărțindu-mă și de preot, mă aciuiai pe lângă un alguazil, devenind păzitor al ordinii publice, dar slujba mi se păru plină de primejdi și nu făcui mulți purici în ea, mai cu seamă după ce ne fugăriră într-o noapte pe mine și pe stăpânul meu câțiva aderbe de ei, lovindu-ne cu pietre și ciomăgindu-ne. Pe stăpânul meu îndeosebi îl snobiră, pentru că pe mine nu m-au putut ajunge din urmă, lucru care de altfel îl și făcu pe acesta să rupă în voia la noastră tot gândindu-mă eu ce fel de viață mi-ar conveni ca să nu mă spetesc muncind și să mai pun și ceva deoparte pentru zile negre, se milostivi Dumnezeu să mă lumineze și să mă îndrepte pe drumul cel bun și găsind înțelegere la câțiva prieteni suspuși ce mi-au fost binevoitori, toate chinurile și ostenelile trecute îmi fură răscumpărate, ajungând la ceea ce îmi dorisem, adică să dobândesc o slujbă la regele, căci băgasem de seamă că nu le merge bine decât acelora care dețin asemenea însărcinări. În slujba aceasta trăiesc și mă aflu până în ziua de azi, ca să-i pot fi de folos lui Dumnezeu și luminățiilor voastre. Sarcina mea este să strig în piață prețurile și soiul vinurilor, care se vând în târg, iar la amezaturi să fac pe crainicul, slujind de aprod, când se execută vreo ipotecă și să întovărășesc cu toba pe osândiți pentru a trâmbița cu glas tare fără de legile lor. Fiind bun de gură și vorbind limpede, să poată înțelege tot poporul, am izbutit atât de bine și m-am obișnuit atât de mult cu slujba încât toate treceau în oraș prin mâinile mele. Dacă se afla prin prejur cineva care să aibă vin sau altă marfă de vânzare și Lazaro de Tormes nu vroia să se amestece în negustorie, apoi acela era mai bucuros să se lase pe gubaș decât să încerce fără el. Lazario se însoară cu servitoarea unui cleric și devine un soț foarte cum se cade, în vremea aceasta, văzându-mi iscusința și cunoscându-mi felul meu cinstit de a fi, domnul arhipăstor de San Salvador, servitor și prieten al domniilor voastre, care prinsese mare dragoste de mine de când îi ajutasem să-și vândă vinurile, se gândi să mă însoare cu o slujnică a sa și, văzând eu, că de pe urma unui asemenea om nu puteam trage decât foloase, mă hotărâi să fac pasul și astfel mă căsătorii cu ea, lucru de care n-am avut până astăzi a mă căi, pentru că, pe lângă că este fată bună și vrednică gospodină, mi-am găsit în domnul arhipăstor un om de tot ajutorul și sprijinul și în fiecare an îi dă peste simbrie, cât un car de grâu, la paști carne din belșug și din când în când prescur și colaci, pe lângă că toată încălțămintea Sfinției sale trece la noi, când se învechește și că ne-a închiriat o casă, gard în gard cu asa. Duminecile și în zilele de sărbătoare mâncăm întotdeauna la el, dar gurile rele care n-au lipsit și nu vor lipsi niciodată, nu ne lasă să trăim, îndrugând câte și de toate pe socoteala nevestei mele, pentru că o văd mereu trecând la el să-i deretice casa și să-i gătească. Ajută-le Dumnezeu să se îndrepte și să nu mai spună minciuni pe socoteala aproapelui, cu toate că o vreme cam intrasem și eu la bănuiel și înghițisem câteodată cu noduri la masă, după ce o așteptasem nopțile până în zor și chiar mai mult, și îmi veniseră în minte cele ce primul meu stăpân orbul mi le spusese la Han, la Escalona, despre coarne, deși la dreptul vorbind, cred și acum că dracul mi-a adus în minte gândurile acestea numai ca să-mi strice pacea căminului și nu ca să-mi facă vreun bine. Pentru că, pe lângă că nu era nevastă mea femeie care să se sinchisească de asemenea fleacuri, stăpânul meu mi-a făgăduit și socotica avea să se țină de cuvânt că într-o zi va să-mi vorbească pe larg despre toate acestea chiar în fața ei. Într-adevăr, odată el îmi spuse. Lazaro de Tormes, cine ia în seamă ce trâncănesc gurile rele, n-are nimic de câștigat. Îți spun asta fiindcă nu m-ar minuna să se iște vorbe pe socoteala nevestei tale, pentru că toți o văd intrând și ieșind mereu din casa mea. Dacă intră, o face spre cinstea ta și a ei, ascultă-mă pe mine, așa încât nu te uita în gura lor și vezi doar de ce te privește. Ți-o spun pentru binele tău. Stăpâne, îi zisei, sunt hotărât să nu dau crezare decât vorbelor izvorâte din cuget curat. E adevărat că unii dintre prietenii mei mi-au șoptit câte ceva de soiul ăsta și chiar de vreo trei ori m-au asigurat că, înainte de a se mărita cu mine, a născut în trei rânduri, ca să nu spun vorbe nepotrivite cu respectul cel am pentru sfinția voastră și pentru că este și ea de față. Atunci nevastă mea a început să se jure și să se blesteme, încât credeam că are să se scufunde casa cu noi. Pe urmă se așternu pe plâns, azvârlind o mie de afurisenii pe capul celui care o măritase cu mine, așa că mi-ar fi plăcut mai degrabă să fi fost mort decât să-mi fi scăpat de pe buze asemenea vorbe. Dar pe de-o parte eu și pe de alta stăpânul meu atâtea îi înșirarăm ca să o împăcăm, că se ogoi din plâns de îndată ce-i făcui jurământ că n-aveam să mai pomenesc niciodată în viața mea de unele ca acestea și că mă bucuram și vedeam cu ochi buni intrările și ieșirile ei de zi și de noapte la sfinția sa, pentru că eram încredințat de cinstea ei. Și astfel ne înțeleserăm toți trei cum nu se poate mai bine. Și până în ziua de azi nimeni nu ne-a auzit vreodată scoțând vreo vorbă despre asta. Din potrivă, când miros că vreunul vrea să-mi spună ceva despre ea, eu tai numai decât spunându-i. Bagă de seamă, dacă mi-ești prieten, nu-mi spune lucruri care mă pot supăra, pentru că nu-l socotez prieten pe cel care mă necăjește, mai cu seamă dacă vrea să mă pună rău cu nevasta care e tot ce iubesc mai mult pe lume și la care țin mai abitiri decât la mine și cu care m-a slovit Dumnezeu de o mie de ori dându-mi mai mult decât merit, pentru că aș fi în stare să jur pe sfânta cu minecătură că ea este o femeie tot atât de cinstită ca oricare alta din câte trăiesc, în cetatea Toledo, și, de-ar fi să-mi spună cineva altfel, mă iau de gât cu el. În chipul acesta le închid gura și am liniște în casă. Acestea s-au întâmplat în același an în care gloriosul nostru împărat, intră în această vestită cetatea a lui și ținu în ea cortesul, cu care prilej se făcură mari serbări și părăzi, cum veți fi auzit și domniile voastre. Eram în plină înflorire și în culmea fericirii la care mă dusese soarta mea bună. Notă. Împăratul este vorba de împăratul Carlos I 1516-1555, cunoscut și sub numele de Carol Quintul ca împărat al Germaniei după 1529. Cortesul, instituție parlamentară, specific spaniolă, un fel de adunare legislativă care funcționa în regatele Leon și Castilia, încă din secolul al XII-lea, având o compoziție destul de largă, în afară de nobili și clerici, printre deputații cortesurilor se aflau și procuradores, reprezentanți ai municipiilor, recrutați din rândurile meșteșugarilor și negustorilor. Poporul mărunt era exclus de la aceste adunări parlamentare. Funcția de căpetenie a cortesurilor, era inițial votarea impozitelor și contribuțiunilor cerute municipiilor de rege, dar încetul cu încetul cortesurile și-au cucerit drepturi legislative mai largi. Carlos I, primul rege din Casa de Austria, născut și crescut în Flandra, a avut să se ciocnească de rezistența cortesurilor atunci când a început să încredințeze marile posturi din administrația Spaniei curtenilor săi flamanzi. Cortesurile n-au vrut, de asemenea, să-i voteze sumele cerute pentru a-și susține prin forța armată politica sa expansionistă, Carlos I a dizolvat aceste adunări în 1520, după Revolta Cortesului din Toledo, de la 7 noiembrie 1519, de care e vorba în text Revolta Așazișilor Comuneros, cetățenii comunelor. Sfârșit Lectura Cristina David